Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CĂTĂ pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. La un episod de FIFA 23 Pack Opening, full team of the year, full icon nebunii, din care sperăm să pice ceva. Dacă vă place seria, nu uitați să plăcești butonul de like. E foarte important să vă abonați și legendar de important astăzi deja să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CĂTĂXPGG pe PC Garage, reducere în momentul ăsta, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles, domnilor, dacă vreți FIFA Coins, să vă faceți o echipă absolut legendară pe fifacoin.com, folosind codul de reducere CĂTĂ, linkul aveți în descriere, dă-i să meargă verișor, aceasta este echipa pe care aș vrea să o fac, domnilor, dacă îmi pică măcar unul dintre ăștia, altfel n-avem bani, domnilor, sărăcie, ne-am dus pe Legeleus Maximus Torpiles. Să luăm și premiile de la Division Rivals, că am uitat de ele, domnilor. Sigur că da, domnilor, am intrat în divizia 1, domnilor. Cineva să facă un counter de câte ori am zis domnilor pe episodul ăsta. Lăudam iar jocul, că nu se mai blochează. Când vreodată ești nebun la cap, când vreodată. Pachete am 3 double și dai să meargă verișor. Bun, și să începem cu 19 player pick-uri. Am mai făcut un pic de curat la Clubao. Să vedem cine știe, poate player pick-urile astea sunt OP. Și în valoare Ronaldinho din 75+. Poate îmi dă și mie, domnilor. Începem cu nenea Demirbay. Demirbay, ce? Camara. Dacă le plezi din rapid pe astea. Rosie, deși cred că trebuia să le iau pe ăla, că e mai rar. Din Copa Liberta, ciorbă în varză. Barboza. O dai. Mama, are și barbă, ești nebun. O dai cu asta. Ok. Nenea Mendy, bun. Vezi că nu-s fraiere player pick-urile, ești nebun la cap. Luke Shaw. E show, domnilor, e show. Aoleu. Mai colăm pe ăsta, poate e tradable. Kim Min-jae. Hai mă, toti. Mamă, cât e spectaculos ar fi un team of the year din vrăjală din ăsta de player pick. Ar fi nebunie totală, domnilor. Pachetul anului, pachetul, pack opening anului. Nu, no, cred că Henderson-ul, tradable, lăsăm acolo, pe nenea Henderson-e. Hai să încercăm cu dinții. Dezva și sad, o fobie, nu trebuie să zic asta, asta este. Oricum nu se uită lumea chiar așa atentă la episoade. Lumea așa atentă e bine oare? Cred că e bine. Da. Mega, mega, mega legendar de mic drop rate-ul la Team of the Year, dar nu... Bine, ce am zis eu aici, nici măcar nu exagerai, ești nebun. Mai mic decât am zis eu. Ești nebun, e tortală, domnilor. Am și... Team of the Year! David degeaba, not bad. Bă, două caut-uri din 19 din asta, eu sunt mulțumit, sincer, dacă mi-ar da așa mereu. Sau pot poate, ești nebun. Opa, la vecino, respect. Bun, și hai să dăm un pic la pachete și nu prea am acolo, cum e ce, spații pe market. Băgăm un pic pe foc. Deci e jucător la 3 midfielderani. Vine Kevin De Prune sau salutare, domnilor? Am salutare din ce vă. Partey, it's a partey, dacă îmi dă un team of the year, dacă nu, it's not a partey, că știi cum e. Salpa. Nu ți-e blocat, nu-mi fă de astea jocul. Așa mă tot. 83. Am oare la ce să-i bag pe ratoni? Hai că vedem. Mijlocaș din nou, haide. Hai mă un tot. Mamă, nicio șansă. Nu prea la ce să bag jucătorii și pe Mbappe sincer nu vreau să-l fac. Vojvoda, asta este frate. N-am ce să fac. Dacă băgau ăștia niște SBC-uri mai interesante, domnilor, da. Dacă au băgat, ești nebun. Bomba pe marinarul ăla, nu, dar ești nebun la cap. Costă și o căruță și 92 rating. Opa, team of 2 din nou. Vărul lui Mares. Băi, Mares, ești nebun la cap, what? Nici nu știu că e Mares în team of the week. Ok. Hai să meargă verișor, ce să zic. Știi cum intri la SBC? Numărul 1.
Am dat-o la vrăjală, ci căvărul mare, zauz. Oh, bun pachet. Colosal chiar. Nu puteai să-l dai și pe Nea Kevin De Bruyne acolo lângă Nenea Mazăre? Să fie bine să nu fie rău de tort. Opa, Defenders Pack. Domnilor, vă zic de pac cu Courtois este în unul din pachetele astea. Nu în ăsta. Dar în unul din astea, 300%. Opa. Opa, 90 rating, domnilor. Bă, 90 rating, e 90 rating, cum ar zice domnul Gică Hagi. Forță. Forță, forță. Avem și un Nesta din ala șmecher în spate, că știi cum e. Bă, ești nebun, ce pachet bun. 3 portale, într-adevăr, da, let's go time. Refacem stocul de vrăjele la club, domnilor. Ceea ce este foarte bine, îmi plac vrăjelele rău de tort. Defenders Pack. Bă, dar nu vrea să vină Team of the Year, ești nebun. Gulaci. Fratele Kurt, ești Gulaci. Și în spatele lui se află Van der Sar. Păi, am luat pachete colecții de portar sau parcă scria cu Defenders ceva pe acolo. N-am știut că doar portarii Defender, dar merge și așa, ești nebun la cap, dai să meargă verișor. 3 Defenders Pack. Dacă îmi dai ar 3 portari, mă arunc pe burtă, ești nebun. Olandezia, center back și ce să vezi, putea să fie, dar n-a fost. În loc de vrăjoală, era mai frumos Van Dijk, da. Am zis că îmi place vrăjoala. Asta este, frate. I-am luat opor pe spate. Nu te bloca, chiar că stânga are monitorul. Bun, și să intrăm din nou în pachetul din astea, un pic mai grele. S-a blocat jocul, domnilor, ce să faci? Măcar nu se blochează la fiecare SBC și la fiecare chestie. Deci nu mă deranjează atât de tare că se blochează din când în când. Dacă mergea cu ceva zile, ești nebun. Se bloca la fiecare pachet, atunci parcă îmi dădea un pic așa cu... Mamă, ce cum nu vine să-i dau. Haide! 10 jucători de 83. Încă n-am văzut nici măcar urmă de Team of the Match yet. Torreira, a nu-i chel, mă. Când am văzut prima dată, nu mai știu, cred că pe Footbin, am zis nici la emă și pe ăsta, că a rămas fără păr. S-a dus Părozaurus Rex. Ok, un pachet bunicel. Dacă Sanderson de ăștia am schimbat, dar nu le mai dau cu X, nu mai am chef. Plecați, pernatilor. Nu o să deschid full pentru că trebuie să mă bag să mai fac niște SBC-uri. Mai deschidem până când îmi dă multe, multe dubluri și n-am ce să fac cu ele. E păcat să ne bate în joc de resurse, domnilor, dar dă-mi toate un Team of the Year să-mi fac echipa aia de balauri. Ter Stegen, bun, nu cred că l-am, sau dacă l-am, cred că l-am tradable. Au, ce gherap. Nu putea să fie Courtois. Facă și el cu ce gherap și cu de-astea. Ok, ăștia de 83 îi umflăm că oricum îmi stă bani. Eu nu știu dacă am vreun SBC la care aș putea să bag jucători de 83. Deja am făcut alea cu 3 jucători de lemn, 3 jucători de nu știu ce. Încă o tură de 10 jucători. 83 plus. Portugalia. Bun, bun. Bă, dacă îmi dai resurse grămadă, e ok, frate. Chiar dacă nu-mi dai Team of the Year, sacrificăm niște coin și ești nebun ca să ne facem echipă cât de cât bunicică rău de tort. Așa măcar avem resurse și după aia compensăm acolo, mai facem din resurse chestii trestii. Mai dăm un trading, mai o vrăjoală, muncă direct o port style. Ok, 284, hai măcar tu, nici nu, hai tele mea. Nu vrea mai niciunul, toți vor să pleci la Quick Sell. Vomfu, ați plecat. Asta este. În modul normal ar trebui să fac SBC-uri, dar cum am zis, bă, nu am ce. În afară din Mbappe, Marinaru și să termin Icon Pack-ul, nu mai am ce să fac. 10 jucători de 83 plus. Walkout, e bine. Pentru o jumătate de secundă din nou am strâns din bucifale crezând că este o eroare maximă și îmi dă Mbappe gold și mă duc și le scriu la aia, cred că a fost o greșeală, domnilor, vă rog frumos să-mi dați Mbappe toti înapoi. Dar n-a fost să fie. Da, ei, nu, nu știu ce să zic. De asta, cum am zis, nu prea are sens să stai să păstrezi pachete, că Team of the Year nu sunt pachete, ești nebun la cap. Bun, și am făurit și ai că nu. Să nu dăm quixel la spanacozauri. Asta este, vine săptămâna viitoare un nou icon pack, domnilor, din care sperăm să pice ceva interesant rău de tort. O să-l deschidem acum și să lăsăm pachetele pentru săptămâna viitoare, că poate mai bagă încă un SBC din ăsta și să-l facem atunci. Întrebare întrebătoare, dăm
cu pumnul în porc. Oare? Ia să mai deschidem un pachet, unul singur. Dacă nu-mi dă tot, îi deschid pachetul cu icon. Bă, măcar să mă aleg și eu cu ceva pentru weekend league-ul ăsta nou. Domnilor. 83x25. Ultra mega. Super topor țap. Mamă, și nu am băgat pe ăștia de 83. Creier, frate. Asta este. Vă salut, băieți. Ne auzim data aviatoare. Să vedem ce-mi dă la 83x25, domnilor. Dacă nu-mi dă Team of Death, deschidem pachetul cu vrăjală. I come back. Ultra mega topor. Este Team of the Year, nu pot să cred. Team of 2, bun e și așa, ești nebun, las că mergi. Pedro Poro. E bine, nu e bine, pentru că lumea am odată, domnilor, și nu prea am la ce să bag în form, domnilor, pentru că n-au băgat SBC-uri, domnilor, în afară din Mbappe Marinaru, pe care nu vreau să-l fac pentru că este prea scump și pentru că este de 92 rating. Dar poate ne mai gândim și la Mbappe Marinaru, să vedem cât costă. Deci cred că e undeva la un milion și ceva. Valchieru. Bă, pe Fodor nu arată rău pachetul. Mamă, bun rău pe Fodor, ești nebun. Forță, forță! Dar din păcate n-avem ce să facem cu ea, așa că revin. Bun, din păcate Mbappe este, cum ziceam, undeva la 2 milioane, așa că deschidem mai comeback-ul și vedem ce o să facem cu restul de pachete pentru săptămâna viitoare. Bagă și, cum le zice la ea, nominiu. Și poate cine știe de acolo să fie ceva. Dacă ar fi să-mi pice aici ceva, ideal ar fi să-mi dea un left back, pentru că l-am acolo pe Cancelo și alt left back nu am în momentul de față. Deci, domnule Roberto Carlos, vreau să dau lovituri libere ca ultimul cioban. Te rog frumos, hai la club și nu uitați, domnilor, să folosiți codul de reducere CATA dacă vreți FIFA Coins pe fifacoin.com. Ultra mega legendar topor R9, stau pe spate, lejereanu, a venit R9 la club, domnilor. Brazilia. Dacă era Van der Sar, se dansa în curugol pe acest episod, Samba, ești nebun, și Macarena. Fiind Casillas, n-am ce să fac cu el, pentru că n-are 2 metri, trebuie să ai portar de 2 metri minim în acest moment al jocului. Domnule Casillas, ești o legendă a Real Madridului, dar îmi pare rău, n-ai cum să intri frodat în poartă. Asta este. Ce să-și faci? Bun, deci Casillas... Cât costă asta? 100.000, super win. Cine a fost înainte Casillas? Pe cine am prins la pack? Kaka am prins la pack-ul trecut. Kaka mid, cred, sau ceva în genul. Tot vreo 100.000 parcă era. Deci a fost bine, că n-a fost rău. Moș Crăciun și prietenii săi, să vedem dacă reușim să luăm un Team of the Year. Dacă nu, a fost frumos. Mersi fain divizionare. Aveți o super faină în continuare și ne auzim data viitoare. Codul CATEX pe BBC Garage. Salutare, salutare!